Bună ziua, stimați prieteni, suntem la un nou episod al emisiunii Președintele Răspunde. Am decis această emisiune să fie live. Cunoașteți că odată în două săptămâni, odată în trei săptămâni, profităm de acest format pentru a răspunde și la întrebările jurnaliștilor, dar și la întrebările dumneavoastră, celor care ne priviți. Am primit întrebări de la 11 surse medie. Acum și o să răspund la ele. Noi am solicitat câte o întrebare, unii au dat câte două, trei. De aceea, stimați reprezentanți mass media, eu o să răspund la câte o întrebare, pentru că altfel va fi o abordare neechitabilă față de alți colegi de-ai dumneavoastră. Săptămâna a fost destul de activă, destul de interesantă. Probabil ați urmărit pe rețelele de socializare și în media că în această săptămână eu am vizitat patru raioane. Am vizitat raioanele Cahul, Cantemir, Ungheni și Călăraș. Ieri am fost la Ungheni și la Călăraș. Eu cred că, chiar am rugat colegii să facă o analiză, probabil eu sunt cel președinte care, parcursul mandatului, am fost în cele mai multe localități din Republica Moldova. Practic, în fiecare săptămână sunt în două sau în patru raioane. Și vreau să vă spun, stimați prieteni, că ceea ce discutăm noi aici pe Facebook sau pe Odnoclasnici sau unde priviți acum, este cu totul, poate nu la 100%, dar este diferit față de ceea ce cred oamenii în teritoriu. De ceea cei care încearcă să facă în continuare politică pe Facebook cu show-uri, cu declarații în care le consideră foarte deștepte la diferite emisiuni televizate, le-aș recomanda mai des să meargă în teritoriu. Eu înțeleg că suntem în pandemie, dar oamenii așteaptă, oamenii vă așteaptă pe toți, așa cum așteaptă și pe mine. Eu săptămâna viitoare voi merge încă în patru raioane, vedem două la nord, două la sud, să vedem care, poate Briceni, spuneau colegii dimineața, sunt Briceni, Iedineț, poate Căușeni, Ștefan Vodă, Ochtița, vedem Dondușeni, Soroca, Florești, mai sunt încă circa 13 raioane care nu au fost vizitate de mine pe parcursul ultimilor două luni. Vreau să spun că în două luni, practic, am fost personal în aproape 20 de raioane ale Republicii Moldova. În fiecare raion am 5, 6, 7 întrevederi. Vă recomand și dumneavoastră, celor care fac politică pe rețelele de socializare și oponenților care vin deseori cu critici la adresa președintelui. Haideți să începem cu întrebările care sunt din partea surselor media. Așa, începem cu... Cine începem noi? Cine ne critică mai tare? Văd că Prime TV și Publica TV au dat câte trei întrebări, câte două și câte trei. Stimați reprezentanți media de la aceste două posturi TV, vă amintesc că eu două săptămâni în urmă trebuie să vin la voi la emisiune. Și nu știu cine v-a dat indicație și ați anulat emisiunea, dar acum veniți câte două, trei întrebări. O să spunem doar la o întrebare, așa ca la toți. Bine, începem cu Prime, dacă aceasta a fost mențiunea. În contextul în care în ultimele zile numărul celor infectați cu COVID-19 crește izbitor, nu credeți că a fost o decizie greșită ca autoritățile să propună relaxarea măsurilor? Nu, uitați-vă, stimați prieteni, atunci când scoatem unele restricții, văd că sunt reprezentanța mass media, cetățeni care spun că ne grăbim cu scoaterea restricțiilor. Atunci când nu scoatem unele restricții, de exemplu Horeca, alte activități, vedem critici și proteste de ce nu scoatem restricțiile pentru toate activitățile din Republica Moldova. Haideți să încercăm să explicăm care totuși este acea zălătaie sredină, cum spun moldovenii. Decizia corectă din punct de vedere profesionist. Dacă ar fi fost la decizia președintelui țării și prim-ministrului, din punct de vedere economic, social, evident că ar fi bine să scoatem mai repede toate interdicțiile. La sigur, vor fi întrebări care vor fi acordate și cei care ne privesc, când deschidem grădinițele, când deschidem restaurantele și așa mai departe. Dar dacă să luăm în calcul opinia specialiștilor, medicilor, Organizației Mondiale a Sănătății, ei sunt mult mai categorici și rezervați în ceea ce ține de scoaterea restricțiilor. Noi, eu personal, din nou, ca om care cunoaște specificul activității economice, cunoaște că economia are nevoie de relansarea activităților, pentru ca oamenii să iasă la muncă, pentru ca să înceapă circuitul economic, pentru ca să putem încasa venituri la bugetul de stat. Eu mi-aș dori ca aceste restricții toate să fie scoase cât mai repede. De aceea și-am propus la diferite etape
Cunoașteți, a fost pe 27 aprilie, pentru a fost pe 15 mai, acum va fi cu, începând cu 1 iunie, peste două zile sunt scoase următoarele restricții, piețele din Chișinău și din Bălți. Pe 15 iunie, cel târziu, dar sper că poate mai devreme vor fi scoase unele restricții pentru alimentația publică și așa mai departe. Acum, răspunsul la întrebare, a fost corect sau nu că au fost scoase aceste restricții? Eu consider că a fost o decizie corectă. De ce? Pentru că oamenii, agenții economici, societatea, statul, avea nevoie și are nevoie de relansarea activităților. Uitați-vă în mai multe țări. Am citit astăzi, Austria, practic, începând de ziua de mâine, de astăzi, a scos marea majoritate restricțiilor la capitolul alimentația publică. Sălile de sport și așa mai departe, le-au scos cu vreo săptămână în urmă. La capitolul numărul de infectați pe 1 milion de cetățeni, noi suntem undeva alături cu Austria. Austria, care are un sistem medical mult mai dezvoltat ca la noi, noi suntem ca la același nivel. Și i-au scos restricții. Nu putem să ținem lumea în casă un an de zile. În afară de faptul că se ruinează statul pe economie, dar și oamenii, psihologic, oamenii trebuie să iasă din casă. De ce? Decizia consider că a fost corectă. De ce nu au fost scoase toate restricțiile odată? Eu am spus de 10 de ori, am răspuns la această întrebare. Pentru că atunci povara asupra sistemului medical ar fi fost mult mai mare. Noi acum, dacă o să facem diferența între câte cazuri avem de pe state, câți avem care s-au recuperat, au ieșit din spitale, cei care au decedat cu regres, noi avem vreo 3500-3600 de cazuri active în Republica Moldova. Am spus-o și cu alte ocazii, că sistemul medical la această etapă este pregătit pentru 4500-5000 de cazuri active. Adică la momentul X, atâția oameni infectați cu COVID. Dacă scoteam toate restricțiile la 1 mai, sau la 15 mai, atunci nu avea să avem situația când 150, ieri au fost 140, 130, altă au fost 200 și ceva. Aveam câte 300, 400, 500 de cazuri pe zi și în 3-4 zile împleam toate spitalele. Și ce făceam mai departe? De ce decizia autorităților a fost să scoatem gradual aceste restricții? Înțelegând riscul că vom avea mai multe cazuri de depistate pozitiv. Evident că ceea ce culegem, ceea ce avem astăzi, sunt roadele scoaterii interdicțiilor în prima decadă, la sfârșitul lunii aprilie și în prima decadă a lunii mai. Dar chiar și la acest capitol, pentru că eu am văzut foarte multe speculații, eu chiar am fost la misiune, două zile în urmă, unde încercau să-mi demonstreze și mă întrerupeau cu tot felul de declarații. Dar uitați-vă chiar și în această situație. Dacă să luăm numărul de... foarte des se vorbește despre cei decedați. Uitați-vă, la nivelul celor decedați, numărul decedaților din total infectați. Unde ne aflăm noi? Moldova 3,46%. Pentru comparație, Portugalia 4,27%, Germania 4,65%, Polonia 4,74%, Statele Unite aproape 6%, Elveția 6,27%, România 6,6%, Spania 10,6%, Olanda 13% aproape, Marea Britanie 14%, Italia 14%, Franța 15,5% și așa mai departe. Adică, la noi, numărul celor care au decedat din total infectați este de 3,46%. Marea majoritate a țărilor europene, inclusiv vecinul nostru România, procentul celor decedați din total infectați este mult mai mare. Puteți să faceți cu cifrele orice manipulare. Acestea sunt cifrele reale care puteți să le calculați fiecare dintre dumneavoastră. Deci, chiar și în aceste condiții, chiar și în aceste condiții dificile, foarte dificile, eu vreau să spun că în fiecare raion, ca să nu mă întorc mai departe la această întrebare, în fiecare centru raional eu intru și discut cu medicii. Intru în spitalul raional. Încă ieri am fost în spitalul raional din raionul, din orașul Ungheni și din orașul centru raional din Călăraș. Apropo, în Călăraș sunt condiții foarte bune. Reparație, chiar una dintre cele mai bune reparații în spital, care am fost în mare majoritate a spitalelor raionale. În toate spitalele unde am fost, sunt abordate aceleași probleme.
Eu o să vă spun câteva probleme care sunt în sectorul medical. Prima problemă este lipsa cadrelor. Practic, în sistem, noi avem câteva mii de locuri vacante, total pe țară. Dar în fiecare spital raional unde am fost, toți mi-au spus același lucru. Că pleacă medicii din sistem și medici tineri nu vin. Practic, marea majoritate a medicilor sunt de vârsta 2-3, mulți pensionari. De ce se întâmplă acest lucru și cum de rezolvat? Și problema nu de acum, e apărut acum, e a fost problema în parcursul ultimilor 10 ani, cel puțin. Motivare, salariu. Mie mi-a spus în Cantimir, în Cahul, îi trec prutul și sunt galați, 40-50 de kilometri. Salariu de câteva ori mai mare, ca la un medic bun, care activează în spitalul din raionul, din orașul Cahul. El trece prutul, la noi are 5, 7, 8, 10 mii de lei, trece prutul, partea cei are 2-3 mii de euro. Deci, prima problemă care o pun medicii este salariul. Anume, din aceste considerente, eu am ieșit cu inițiativa de dublare a salariului în sectorul medical. Pentru că dacă nu facem acest lucru, noi, într-o anumită perioadă, nu atât de lungă de timp, în câțiva ani, noi practic rămânem fără medici în sistemul medical. Putem să facem orice investiție în spitalul acela, orice utilajă să le cumpărăm. Dacă nu o să fim medici, o să avem o problemă. Deci, pentru a rezolva această problemă, prima este motivare. Apropo, unii medici mai cu experiență mi-au înaintat propunerea să discut cu guvernul ca să introducem obligativitatea pentru studenții de la medicină până la diplomă, un an de rezidentură, să-l facă în spitalele raionale. A fost așa practică anterior. Eu nu sunt specialist în domeniul medicinii. Dar este o anumită logică. Dacă statul cheltuie pentru un student la medicină să-l pregătească timp de 5 ani sau cât acolo, plus rezidentura încă câțiva ani, păi până obține diploma, lasă să meargă acest student să facă practică în raion. În spitalul raional, alături de medicii de acolo. Și eu cred că este o idee bună. A doua problemă care este în domeniul medical este, evident, utilajele și tot ceea ce ține de investiții în echipamente. Mă bucur că, practic, în toate spitalele care am fost, țineți minte, la începutul acestei pandemii se discuta foarte mult că avem ventilatoare de este artificiale. Nu avem. În fiecare spital, 4-5, ceea ce am fost eu prin raioane, practic în fiecare 4-5 ventilatoare sunt. Practic în fiecare, prin bani de la Consiliul Raional, de la primărie, de exemplu, în Cantemir, toate primăriile din toate localitățile au donat bani și au cumpărat un ventilator de asta, de respirație artificială nou. Practic peste tot se fac aceste investiții. Și, de asemenea, practic fiecare spital solicită să intervenim ca să le dăm câte o ambulanță nouă, câte o mașină nouă la spital, pentru că acum ambulanța este la secția de urgență și pentru ca să ducă bolnavul din spital la Chișinău, trebuie să plătească bani la secția de urgență, să ia în arendă acest serviciu și să ducă bolnavul la un alt spital. Eu cred că lucrul ăsta trebuie rezolvat. De ce vă spun aceste elemente? Pentru că eu sunt fier convins că le privesc și medici. Eu consider că restricțiile care au fost scoase în etape a fost o decizie corectă. Eu consider că trebuie în regim de urgență să revenim cu motivarea, dublarea salariilor, ceea ce am propus guvernul să vină cu un plan de acțiuni cu etapele respective. Ca cei care acum se gândesc să plece din Moldova sau să rămâie în sectorul medical, să știe că, uite, la etapa aceea salariul o să fie atât. Și nu o să pleci, o să rămâne aici. Și a treilea lucru din sistem medical, investițiile în mașini, în utilaje, în automobile. Și eu cred că noi putem să facem acest lucru. În mare parte, în mare majoritate a spitalilor, nu sunt probleme cu echipamente, măști, halate, tot ce e mănuși, nu sunt probleme cu medicamentele. Practic, medicii sunt pregătiți și am văzut o atmosferă destul de sănătoasă. Așa, un spirit de echipă, cu toate că ei stau în prima linie și se ciocnesc în fiecare zi de problemele care le aduce această pandemie. Vreau să mulțumesc cu această ocazie încă o dată medicilor. Puțin cam detaliat, dar ca să nu revin la următoarea întrebare din nou la sistem medical. Așa, NTV Moldova. De unde statul o să ia bani pentru a plăti cei 700 de lei pensionarilor și să majoreze salariile la angajații din sectorul medical? Așa. În primul rând, în ceea ce țin de cei 700 de lei. Cunoașteți că inițiativa mea la sfârșitul anului trecut a fost ca să venim cu un suport unic pentru pensionari de două ori pe an. O dată de sărbătorile de anul nou, de Crăciun, și o dată între a doua jumătate sau de Paști sau puțin mai târziu.
aceasta a fost inițiativa mea care a fost votată și a fost introdusă în februarie chiar în lege. La începutul anului curent, pensionarii care primeau pensia până la 2000 de lei au primit 700 de lei de Crăciun. Acum am venit cu propunerea să fie nu 2000 de lei plafonul, dar 3000 de lei. De ce? Pentru că 2001 are 2001 leu, 2010 lei, altul are 1950 de lei. Se primește că cel care are cu 10 lei mai mult de 2000 nu primea aceste 700 de lei. Deci am decis plafonul să fie 3000 de lei. De unde bani? De ce n-am acordat, unul mă întreabă, ce n-am acordat în timpul Paștelui? În primul rând, noi eram în plină pandemie. Trebuia să vedem cum ieșim din această criză. Noi am discutat cu guvernul, am discutat cu colegii de la guvern și acest proiect de lege va fi propus Parlamentului și acești bani vor fi achitați. Când? Noi ne dorim mai repede. Depinde cum Parlamentul o să voteze acest proiect de lege. Sperăm că la 1 august sau 1 septembrie sau cel târziu la 1 octombrie. 1 octombrie este ziua internațională a oamenilor în etate. Poate să le ofere de 1 octombrie. Acestea sunt bani care pensionarii trebuie să-i primească. În ceea ce ține de situația în genere cu banii, ca să nu mă întorc la alt subiect. Am văzut și unele declarații din partea colegilor din guvern. Sunt bani sau nu sunt? Evident că situația nu este simplă. De ce? Pentru că încasările la bugetul de stat au scăzut. Dacă se divizăm perioada anterioară în câteva etape, ianuarie-martie a fost o perioadă bună din punct de vedere a veniturilor la buget, pentru că în această perioadă noi am încasat cu vreo 17-18% mai mult ca anul trecut. De ce? Pentru că a fost o administrare fiscală și vamală profesionistă. Colegii de la VAMA, de la Fisc, de la Ministerul Finanțelor sunt oameni profesioniști, care au asigurat creșterea veniturilor. Luna aprilie am căzut de două ori, practic. Încasările în aprilie au fost de două ori mai mici ca anul trecut, la nivel de 50%. În luna mai, prima decadă, am fost minus 30%, adică am început să ne revenim. Și, per total, sperăm că la sfârșitul lunii mai, astăzi este ultima zi de muncă din luna mai, o să avem cifrele săptămânitoare, sper că pe luna mai să ieșim cu un minus de 20, nu mai mult de 25% față de anul trecut. Adică noi începem să revenim. Sperăm foarte mult că odată cu scoaterea acestor restricții pentru unele activități economice, în luna iunie să ajungem la nivelul anului trecut. Dacă ajungem la nivelul anului trecut, atunci, în mare parte, eu cred că noi putem gestiona situația până la sfârșitul anului, în condițiile în care o să fie un guvern stabil, nu o să avem criză politică și în condițiile în care renegociem unele acorduri de finanțare externă. Dar pot să vă asigur că prioritățile, salariile, pensiile, ajutorul acesta de 700 de lei, drumurile bune pentru toți, acela 1 milion de lei pentru fiecare localitate și mai mult, cel puțin aceste priorități vor fi asigurate de către actualul guvern. Restul vedem în funcție de posibilitățile și veniturile care să fie la buget. Realitatea îmi dă. Lidera PAS Maia Sandu vă cere să vă dați demisia dacă într-adevăr vă pasă de cetățenii țării, astfel încât să fie organizate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, după luna august curent. Cum comentați această solicitare și dacă veți da curs acestei inițiative? Pasărea Mălai visează, dar Maia Sandu președinția probabil visează. Nu interesează pe oameni acum alegerile prezidențiale sau alte lucruri. Pe oameni îi interesează acum și de ce vă spun, coborâți de pe Facebook, duceți-vă în teritoriu. Pe oameni îi interesează lucruri foarte concrete. Salarii, pensii, drumuri, secetă. Am udat domnul și avem ploaie puțină, dar tot nu este problemă cu secetă. Asta interesează pe oameni. Spuneți, vă rog, cum demisia președintelui Republicii Moldova va contribui la rezolvarea acestor probleme care le vor oameni? O să vă răspund. Din contra, va crea o criză politică suplimentară. Ce înseamnă demisia președintelui acum? Aceasta înseamnă că, da, și merge la începate, cum spuneți, în condițiile unui președinte demis. Asta înseamnă că nu avem parlament funcțional, nu avem guvern funcțional, pentru că trebuie să facem două încercări demisia guvernului, de numire altui guvern, dar întâi demisia. Și nu avem nici președinte în funcție. Va fi probabil primul caz în istoria Republicii Moldova, dacă se merge pe scenariul Maia Sandu, că nu avem nicio instituție de stat funcțională pe deplin. Toate trei instituții paralizate. Noi putem să ne permitem acest lucru? Eu consider că nu putem să ne permitem. Eu înțeleg care e contextul,
orice scop, cu orice preț și toate presiunile acestea psihologice asupra mea. Eu înțeleg foarte bine. Dar președintele Republicii Moldova a fost ales prin vot direct. Mandatul președintelui este până pe data 23 decembrie sau până la alegerea următorului președinte și intrarea acestuia în funcție. De ce, în calitate de președinte Republicii Moldova, eu nu examinez această variantă de a pleca din funcția de președinte al țării. Pentru că aceasta va fi o decizie iresponsabilă și va crea un haos în Republica Moldova. Cu atât mai mult, pentru a ajunge la o astfel de decizie, dumneavoastră, doamna Maia Sandu, împreună cu partenerii potențiali Candor Șor, trebuie să dați jos guvernul, pe urmă trebuie să încercăm să numim un alt guvern de două ori și doar după aceea să ajunge la soluția teoretică de demisia președintelui. Faceți primul pas. Cu Candor și cu Șor, încercați să dați guvernul jos. Pe urmă încercați să numiți alt guvern. Și numai după ce o să epuizați prima etapă și a doua, noi o să ajungem la treia etapă de demisie posibilă. Dar vă amintesc că tot dumneavoastră și colegii dumneavoastră de partid, o lună urmă sau două săptămâni, declarau că este imposibil, în opinia dumneavoastră, de organizat alegeri parlamentare anticipate și prezidențiale într-o zi. Adică acum se poate deja. Vă contraziceți. Au trecut doar două săptămâni. De aceea, eu vă propun tuturor, haideți să vedem care va fi decizia Curții Constituționale în ceea ce ține de posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate într-o zi și posibilitatea dizolvării Parlamentului de către președintele în funcție pe parcursul ultimilor 6 luni de mandat. Nu, ca oamenii să înțeleagă despre ce e vorba. Dacă Curtea Constituțională, colegii de la PSRM, domnul Vasile Bolea s-a adresat, va lua decizia și va spune că este posibil de organizat alegerile într-o zi și că președintele țării poate să dizolve Parlamentul în ultimele 6 luni de mandat, atunci vă invit la președinție, liderii politici, și eu sunt sigur că găsim soluția și procedura cum ajungem la aceste alegeri. Eu vă spun opinia mea personală, dar chiar și opinia cetățenilor. Marea majoritate a cetățenilor spun că dacă de mers la anticipate, să fie într-o zi cu prezidențiale. Să nu cheltuim bani de două ori în această situație. Eu sunt de acord cu această abordare. În caz că nu va fi această majoritate parlamentară, haideți să le facem într-o zi. Și să spunem punct. Și să curățăm Parlamentul de tot ceea ce este în acest Parlament. Dar nu prin demisia președintelui, pentru că acest lucru nu se va întâmpla. Primul Moldova. Opoziția strigă într-una jos guvernul Chicu. Dar ce înseamnă astăzi, în opinia dumneavoastră, demiterea executivului din punct de vedere economic și social? Aceasta înseamnă haos. Un guvern care nu este funcțional, este un guvern în exercițiu. Eu cred că guvernul ar face față, chiar și fiind în exercițiu. Dar aceasta înseamnă criză politică. De aceea, dacă ați văzut, cei din opoziție deja stau pe gânduri. Are sens sau nu are sens să demită guvernul la această etapă? În primul rând, pentru că ei trebuie să fie toți într-o oală, Maia Sandu, Andrei Năstase, Șor, Candu și dacă mai rup niște cineva din deputații de la PD, și să murdăresc toți împreună. Într-al doilea rând, eu cred că ei se tem de situația dificilă în care este țara. De ce? Pentru acei care doresc să demită guvernul. Pentru că am auzit și alte scenarii. Să-l demită nu acum, dar să lese să-l demită pe luna septembrie, în campanie electorală. Eu vreau să atenționez. În toamnă situația nu va fi mai simplă ca acum. Eu consider că acest guvern, cu majoritate parlamentară sau guvern minoritar, adică fără o majoritate parlamentară clară, trebuie să ajungă cel puțin până la alegeri prezidențiale. Și lucrul acesta este foarte real și cel mai probabil în Republica Moldova, anume așa se va întâmpla. Eu cred că guvernul actual poate face față acelor provocări care sunt în față. Eu vreau să le mulțumesc tuturor membrilor guvernului. Noi putem avea întrebări și creanțe și solicitări și nemulțumiri față de unele acțiuni așa mai specifice. Dar, în general, guvernul face față. Și eu nu cred că alt guvern în această situație va face față mai bine crizei în care noi ne-am pomenit. De aceea, haideți să lăsăm guvernul să-și facă treaba, să-și caute de treabă și să facă față pandemiei, crizei economice, secetei și așa mai departe. Chiar dacă nu va fi majoritate parlamentară în susținere,
Eu cred că guvernul va veni cu proiecte economice și sociale în Parlament și vreau să vă amintesc două săptămâni urmă în Parlament au fost votate practic unanim unele proiecte sociale și economice. De ce? Eu nu exclud că chiar dacă nu va fi majoritate parlamentară, vine guvernul, spune, uite, dăm 700 lei la pensionari, vreau să văd cine nu va vota. Vreau să văd acest lucru. Sau mergem cu dublarea salariilor la medici. Sau am găsit o posibilitate să ajutăm agricultorii în condiții de secetă. Eu cred că astfel de proiecte vor fi votate la nimeni. Petrecem alegerile prezidențiale, democratic, așa cum trebuie, și după alegeri prezidențiale vedem cum decidem. Se creează majoritate parlamentară alta dacă nu va fi funcțională aceasta. Sau se dizolvă Parlamentul și se merge la alegeri anticipate. Aceasta va fi după prezidențiale. În caz dacă Curtea Constituțională spune că nu se poate acum în primul. Eu nu cred că guvernul trebuie să-și dea demisia, la fel ca și cum solicită unii, la inițiativa proprie, dar cei care își asumă și vor să meargă la declanșarea unei crize politice la această etapă, împreună cu Șor, cu Candu și cu marionetele lui Plahotniuc, nu au decât să facă acest lucru. Am mai spus-o și o repet încă o dată. Sunteți gata să vă asumați responsabilitatea față de cetățeni de declanșarea unei crize politice în condiții de pandemie și criză economică, o să fiți taxați de cetățeni. Pentru noi, cinic vorbind, lucrul ăsta poate chiar ar fi condenabil dacă dumneavoastră ați face acest lucru. Dar noi suntem oameni responsabili și nu noi o să declanșăm această criză politică. Dacă o declanșați, declanșați-o voi. Și asumați-vă responsabilitate. Unii media. Opoziția vă acuză că v-ați subordonat CSM-ul, cunoașteți pe Anatol Pahopol, ați avut discuții cu dumnealui. Opoziția spune că noi care suntem pe lună, pe martie, deci să ascultăm tot timpul opoziția. Opoziția asta și are de spus. Eu nu știu cine este acest domn, Pahopol. În CSM, până nu de mult, văd că opoziția de dreapta bătea din palmii cu totul bine, când acolo era condusă de oameni numiți de Plahotniuc. Oameni care au fost numiți încă de sistemul trecut. Și la voi era tot ciot ca și tot ghine. Dar mă cum s-au schimbat 4-5 oameni independenți care nu merg și dau raportul pe la voi, pe la partide și pe la ambasade. Vouă lucrul ăsta nu vă place. Eu nu mă implic în justiție. Eu nu mă implic în activitatea procurorului general. Să vă amintesc ce era până anul trecut? Eu îți vă amintesc. Până în iunie anul trecut, toți judecătorii nu luau nicio decizie până când îmi vine de la office de pe armeană, de la PD. Cum trebuie să iei decizii? S-au ajuns și divorțurile. Cu se dea mașina sau casă, le lua de la PD. Oamenii de Plahotniuc. Decizia. Și îți ducea la judecată, spunea că tu asta trebuie să dai încolo, asta trebuie să dai dincolo. Judecătorii știu. Dar vă aduceți aminte ce era cu procuratora până în iunie trecut? Câți dintre oamenii de afaceri care ne privesc acum se temeau să vorbească la telefon? Sau la câți dintre voi s-au apropiat oamenii lui Plahotniuc? Tot felul de țuțuri și alții care spun eu, păi, dar business-ul ăsta la tine bunișor, cât costă? Și voi, oameni de afaceri, dacă spun eu că nu mă interesează, pe urmă, apare un dosar deschis de un ideal de morar sau de altichitoroagă. Și vă pun eu la pușcărie. Așa la răcoare, pe vreo 4-5 zile, 4-5 luni, ca să vă gândiți. Până ce ați scris business-ul pe cutare. Câți ați fost ruinați așa, până în iunie anul trecut? Ați uitat de lucrul ăsta? Eu văd că unii au uitat de chestiile astea. Încă o dată, vă aduc aminte, ce era în judecăți și ce era în procuratură. Noi în ultimele 6-7 luni de când e procurorul general, noi nu avem niciun caz când s-au mers cu maschi show pe la oameni de afaceri, se închidă, se iei business-ul, se iei. Dosare politice câte au fost închise până acum. Ne place, nu? Ne place. Poate unii dintre noi sunt oponenții mei politici. E ca închipuiți-vă. Eu închis la mulți din oponenții mei politici care mă critică și fac proteste prin fața președinței. Îmi place sau nu-mi place? Și nu-i îi place sau nu-i place unui președinte sau unui lider de partid. Procuratura a decis că este un dosar politic și face lucru. Profesionist. De aceea cei care încearcă să acuze de subordonarea justiției, aduceți-vă aminte de dumneavoastră anterior. Și nu credeți că alții sau noi vom proceda la fel. Nu ne interesează acest lucru. Justiția să-și facă treaba, procurorul își are agenda lui, să meargă pe agenda lui. Noi nu ne implicăm în activitatea acestor instituții. Accentă-vă, господин президент, сегодня все говорят о новом законе об НКО.
но далеко не все согласны с его положениями. А как оцениваете документ вы и каково его возможная политическая перспектива? Ну, давайте объясним всем, о чем идет речь. Здесь речь идет о законе о некоммерческих организациях. Очень интересный закон, противоречивый и точно не соответствующий в нынешней редакции интересам Республики Молдова. Хочу напомнить, что этот закон был принят в первом чтении еще при правительстве Филиппа в 2017 или 2018 году. И после этого ни одно правительство, ни правительство Майя Санду не поднимало вопрос по этому закону. Сейчас все настаивают, ну, наши оппоненты, наши некоторые партнеры западные настаивают на принятие этого закона. Объясню почему. Потому что в этом законе четко прописано, что неправительственные организации могут оказывать услуги политическим партиям. Что это означает? И могут получать финансирование из-за рубежа. Что это означает? Открывает какой-то NGO из ребятишек из Харварда. Дают на это NGO пару миллионов долларов. Я знаю, что один мой коллега, Богдан Сергей, готовит детальный анализ по этим NGO. Вы знаете, сотни миллионов долларов каждый год вкладывается в эти NGO. Потом это NGO вместе с партией Майя Санду или Настас, или там любой партии, начинает политическую деятельность. То есть, с одной стороны, у партии официально никаких доходов нету. Вот как есть у нас сейчас какие-то про Молдова, говорят, что они сидят в офисе, который им платят или предоставил какой-то NGO. Тогда что это означает? Это означает внешнее вмешательство в политическую жизнь в Республике Молдова. Вот что в этом законе. Сейчас наши оппоненты говорят, что этот закон, если мы не примем, не получим финансирование от Европейского Союза. На таких условиях? Так не нужно нам такое финансирование на таких условиях. Помните, рассказывали про 87 миллионов, 7 или сколько там миллионов евро дадут Европейский Союз и так далее. А потом оказалось, что эти деньги идут не в правительство, не в бюджет, не для дорог, не для пенсии, не для зарплат. Идут на общественные организации. Вот на такие вещи. Тогда мы превращаемся в что? В банановую республику, в которой сидят пару десятков тысяч НПО, вот таких общественных организаций, и занимаются, рулят Республикой Молдова. Зачем тогда парламент, зачем тогда президент и так далее? Вот пару НГО будут получать деньги из-за рубежа, и они будут здесь все рулить. Вот, вот что хотят через этот закон. Поэтому в нынешней редакции этот закон не может быть рассмотрен. Я видел декларации политических партий правых, что они на этом настаивают, говорят, что и демократ об этом настаивает и проголосует. Ну, давайте здесь тоже четко поставим некоторые вещи. Первое. В парламенте партия социалистов за этот закон в этой редакции голосовать не будет. Если партнеры социалистов по коалиции проголосуют, это означает, что они нарушают коалиционное соглашение, которое было подписано в марте. Что в марте там указано, что все голосования в парламенте принимаются вместе, согласованно, при консенсусе. Не отдельно с другими партиями. И пока что это все выполнялось в парламенте. Второе. Если даже этот закон пройдет в парламенте, каким-то чудом, я не вижу как, но если проголосует, это будет означать разрыв соглашения, либо там перекупит депутатов для того, чтобы проголосовать, то я в качестве президента этот закон не подпишу, не промульгну. Промульгации не будет. Сколько это может тянуться, вот этот пинг-понг? Он может тянуться довольно долго. После принятия закона спикер имеет 20 дней, чтобы направить этот закон вот мне в президентуру. У меня есть 15 дней для того, чтобы его вернуть, это 35 дней. Если повторить еще раз, это еще 35 дней. 2,5 месяца. Ну, если хотите начать, пожалуйста. В лучшем случае к сентябрю мы дойдем до какого-то логического конца. Но этот закон не пройдет. Это принципиальная позиция. Так, против Екишинова. Но вендем 30 минут. Сунтен Требердежа вендела Лумия Привешне. Сунт.
Stimați prieteni, scuzați că eu așa detaliat, dar poate o să scot din unele întrebările pe care noi o să le-ați pregătit. De ce, protevie Chișinău, de ce în continuare încălcați restricțiile Comisiei Excepționale pentru Sănătate Publică? Faceți vizite prin diferite localități. Voi vreți să stau în birou? Sau să stau ca Timofte, să mă închid la Condrița? Și să vă fac de acolo live-uri. Din seră, înțeles că unii le-au plăcut seră. Și ăștia de la ProTV au scris că cu sistem de irigare propriu. Nu, dacă sunt la balcon. Vă știți ce înseamnă sistem de irigare propriu? Hai, veniți odată și ați vă arăt, dacă doriți. Adică, stați, faceți vizite prin diferite localități. Dar o să fac vizite, care e problemă? Cel nou interzis deplasarea prin teritoriu sau ce? La familie cu copii mici sau bătrâni? Da? Și la copii mici? Ieri am fost într-o familie cu 5 copii. Atunci când intru în spații închise, la recomandare, nu obligativitatea, dar la recomandarea medicilor, îmi pun și mască. Dacă suntem afară, nu pun mască. Nici nu într-un obligatoriu. E recomandare în spațiile închise. De ce nu încercați, stimați prieteni, colegi, media, altor colegi media, nu de mie, pentru că nu sunt de media, să căutați acolo unde nu este. Încălcări nu au fost. Am văzut că ați încercat să-l abordați și pe domnul ministru Voicu, să fie penalizat, președintele și mai departe. Eu voi merge în teritoriu în continuare, pentru că oamenii mă așteaptă acolo. Voi discuta cu cetățenii, voi ajuta familiile. Să vedeți ce frumos ieri într-o familie din satul Pârlița, din Raionul Ungheni, cu 5 copilași. Bine, afară au ieșit numai părinții și cu o fetiță, dar am intrat în casă și unul din băieței de 6-7 anișori, cu un copilaș de jumătate de an, știți cum pun cearele așa, pierna și al legăna. Familii nevoiașe, care, dar foarte, foarte unite, sănătoase, care au nevoie de suport. Apropo, legătură cu aceasta, mi-am amintit de cazul ăsta tragic de la Hâncești. Este o tragedie pentru toți, nu doar pentru această familie. Este o tragedie pentru toți. Eu când am auzit acest lucru, eram în teritoriu, chiar eram la telefon cu domnul Găciu, pentru că ieri am dat indicație și am pregătit armata și am vreo 300-400 de soldați să ajutăm la căutarea acestui copil prin Hâncești. Știți că acolo mai mulți oameni s-au organizat și ieri am vrut să implic armata în acest sens. Dar ceea ce s-a întâmplat este o tragedie. Nu putem să dăm vina pe nimeni. Unii spun că dacă erau grădinițele deschise, nu se întâmplă, alții spun nu știu ce. Haideți să nu facem mai bine. Am văzut titluri în știri. Premierul e vinovat în asta. Faceți din tragedia oamenilor, încercați să faceți politică. Haideți să nu ne ocupăm cu PR politic pe nevoile oamenilor. Dacă putem să-i ajutăm, haideți să-i ajutăm. Dacă va fi necesar, eu să rog colegii mei din Hâncești, care sunt acolo, să afle detalii, dacă necesar să-i ajutăm cu ceva, eu sunt gata să-i ajut. Dar noi, părinții, să fim mai atenți în ceea ce ține de copilaș în această perioadă. Eu înțeleg că unii spun că dacă hai deschideți grădinițele și nu sunt aceste cazuri, pentru că grădinițele, n-are nimic un acolo. Și mai bine să deschidem grădinițele în situații de pandemie și pe urmă că nu o să avem, Doamne ferește, 10 sau sute de cazuri de infectări prin grădiniță, cine o să fie vinovat? Credeți că eu nu vreau ca copiii mei să duc la grădiniță? La mine nicușor mă întreabă tata când se termină coronavirusul. Copiii deja știu noțiunea de COVID, coronavirus și așa mai departe. Și vrei la grădiniță. Dar cum să-i punem, să-i supunem riscul pe copii? Copiii noștri. În fiecare an, în luna iulie, august, de obicei grădinițele nu activează pentru că e perioada estivală. Gata, intrăm în vară. Hai să avem grijă. Știu că trebuie să vă duceți la muncă. Eu știu lucrurile astea. Știu. Haideți să încercăm să găsim soluții. Dar această tragedie este o tragedie, eu cred, pentru toată țara. Și dacă pot să ajut cu ceva, voi ajuta. Publica. Din nou cu două, trei întrebări. Colegii de la Publica, sunteți într-o clădire cu Prime-ul, din câte înțeleg. Vin la voi la emisiune și o să răspund la mai multe. Dar așa răspund eu la o întrebare. Care prima sau a doua? Prima e cu a doua tranșă cu microfinanciar. Am spus despre a doua tranșă de la UE. Intenționat să mergeți la Moscova pentru a participa la parada din 9 mai, care va avea loc, de fapt, în 24 iunie. Cât de corectă este această decizie în situația pandemiei? Veți sta ulterior 14 zile în carantină? Cât va costa bugetul de stat această vizită? În primul rând, nu știm cât va costa și dacă vor fi careva cheltuieli, pentru că partea rusă își asumă de obicei toate cheltuielile în acest sens.
Vom sta sau nu în carantină 14 zile? Decizia Comisiei Sănătate Publică de câteva zile în urmă specifică că în interes de serviciu, în deplasări de serviciu, persoanele care pleacă în afara țării sau intră în țară nu sunt obligate să stea în carantină dacă nu au simptome. Eu chiar o să cer și o poziție oficială a specialiștilor din domeniu atunci când voi lua decizia să merg. Cât de corectă este această decizie în situația pandemiei? Eu consider că este o decizie corectă. 9 mai, în genere acest an, este anul victoriei, 75 de ani. Cel care nu respectă trecutul, nu are viitor. Deci, în caz dacă va fi organizată această paradă, pe data de 24 iunie, dar înțeleg că astăzi, mâine, posibil să primesc și invitația oficială, doar că este invitația care a venit anterior, dar am rugat să reconfirme, atunci, la sigur, voi participa la acest eveniment. Jurnal TV. Domnule președinte, Autoritatea Aeronautică Civilă a anunțat că și-a retras cererea de chemare în judecată împotriva Avinvest ca urmare a stingerii datoriei de către companie și a dispariției temeiurilor de declarare insolvabilității. În context, vicepreședintele Parlamentului a remarcat într-o postare recent că ați promis în câteva săptămâni aeroportul să vă întoarce în legea statului. Iar acum povestea cu insolvența Avinvest s-a terminat cu o fumigenă. Slusă sugerească să primit o mită. Nu, slusări face politică. Haideți să explicăm care e situația cu Avinvest și cu insolvabilitatea. Avinvest era datoare statului 22 plus 9 milioane, deci datorii 32 sau 33 de milioane de lei. În baza la aceasta a început procedura de insolvabilitate. În regim de urgență i-au găsit bani și au achitat această datorie. Evident că nu poate merge insolvabilitatea dacă nu are datorii la stat. Insolvabilitatea o faci atunci când ești dator statului. N-ai datorii la stat, nu merge insolvabilitatea. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu o să atingem obiectivul de a reîntoarce acest activ în gestiunea statului. Este obiectivul strategic al nostru. Acolo sunt o mulțime de încălcări. Până pe 30 iunie, de exemplu, investiții care ei nu le-au făcut. Mi se pare că 66 de milioane de euro datorii la investiții care nu au fost făcute. De ce? Principial pe aceste abordări se va merge mai departe. Vine alte datorii la stat care vor fi motiv pentru insolvabilitate. De ce? Acesta este obiectivul numărul 1 din prioritare pentru noi. Nu spun numărul 1 sau numărul 2, pentru că este miliardul, este aeroportul. Anume de aceasta și s-au activizat, domnul Slusări, potențialii dumneavoastră parteneri pentru numirea unui guvern, Șorș Candu. Poate pe ei întrebați, decât să faceți aluzii la președinte. Și ar fi bine să înțelegem toți, dumneavoastră, jocul cui faceți în această situație. Și poate să vă amintim cum partenerii dumneavoastră de coaliție sau de bloc anul trecut se întâlneau cu Rocea din Chișinău. Să vă amintesc? Sau cum a început procedura de insolvabilitate anul trecut? Când putea fi pornită această procedură în luna iulie-august anul trecut, dar în loc să pornească procedura de insolvabilitate, se întâlneau cu Rocea prin cabinet închis. Vă aduceți aminte? Toți vă amintim. Așa că prioritatea rămâne, întoarcerea aeroportului în gestiunea statului. Adevărul ro, domnul președinte, de ce nu intensificați dialogul cu SUA în vederea extradării lui Vlad Plahotniuc și de ce autoritățile nu pregătesc legislația necesară pentru a face posibilă extradare? De exemplu, anterior, Stoianoglu afirma că extradarea lui Plahotniuc este dificilă din cauza că între SUA și Moldova nu există un acord de asistență juridică. Având majoritate parlamentară, de ce nu lucrați în această direcție? În această direcție trebuie să lucreze nu majoritatea parlamentară, dar organele de investigație. Și de câte înțeleg, Procuratura Generală activ a lansat mai multe acțiuni în acest sens, fără a le comenta la ce etapă și cum. Comparativ cu acele declarații care, sau acele acțiuni care le-au făcut anterior ministrul de interne, în luna octombrie, ați văzut, scrisori neadresate încolo în coace, nou show-uri nu ne trebuie. Nu ne trebuie obiectivul foarte clar. Ca cei care fugi din țară să fie aduși și să răspundă în fața legii aici. Gata. Nu show-uri. Nu scrisori în fiecare zi și declarația procurorilor și a polițienilor. Eu știu că procurorul general în această direcție muncește. Și eu cred că el va atinge scopul care și l-a pus și scopul care este și interes național. TV8. Astăzi dimineața a venit un comentariu de la avocatul Plahotniuc, Lucian Rogac, în care se menționează că dosarul în care este invocat numele lui Plahotniuc este un politic realizat la comanda celor care se află acum la conducerea statului. Cum comentați? Interesantă situație, da?
În primul rând, se jale, nu știu cine că e distrus pe Dieu, prin metodele pe care Plăhătniuc distrugea alte partide. Amintiți? Cum a distrus alte partide. Acum Plăhătniuc se jale că împotriva lui sunt dosare politice. Dar ce a fost până în anul 2019, până în iunie? 90% din dosare erau politice sau cu scopul de a acapara business-ul altora. Evident că în această situație niciun fel de dosar politic nu poate fi. Este vorba de una din cele mai mari tragedii din istoria modernă a Republicii Moldova, furtul miliardelor, care trebuie dedus până la sfârșitul logic. De demonstrat implicarea tuturor și de atras la răspundere. Fără politică, fără nimic. Și eu cred că acest lucru se va întâmpla. 45 de minute, mai mult ca de obicei am răspuns la întrebările jurnaliștilor. Acum haideți să vedem repede ce întrebări avem. Oho. Igor Șevciuc, mergeți la parad la Moscova, am răspuns. Tolmaciov, când se deschid grădinițele, tot am răspuns. Eu știu că colegii din domeniul sănătății examinează acest subiect. Este creat și un grup de lucru, apropo, care vrea să vină cu recomandări în caz de deschiderea grădinițelor. Sper foarte mult că totuși în această vară grădinițele se vor deschide. Dar doar în cazul când riscurile vor fi minime. Nu sunteți gata să riscați cu sănătatea copiilor? Eu nu. Nici cu sănătatea copiilor mei, nici cu sănătatea copiilor dumneavoastră. Pentru că noi luăm unele decizii politice și trebuie să avem și responsabilitate pentru aceasta. Deci să riscăm cu sănătatea copiilor nu ne vom permite nici noi și nici altora. Bargan Doiniță, bună dimineața, o să putem duce roada în special cereșile în Federația Rusă? Mulțumesc mult. Doiniță, nu este nicio restricție în ceea ce sunt de exportul de cereșe în Federația Rusă. Înțeleg că roada abia începe, la fel ca și tot ceea ce sunt de căpșune, alte tipuri de mărfuri. Este o problemă cu Federația Rusă, este vorba de autorizațiile pentru transport, pentru că practic, ele se epuizează. Am primit astăzi o scrisoare de la colegii de guvern și mă rog să mă implic eu la nivel politic. Mă voi implica în următoarele zile, la început săptămâna viitoare, voi lua legătura cu colegii partenerii din Rusia pentru a găsi o soluție cu autorizațiile. Dar în ceea ce ține de restricții pentru produsele moldovenești, lucrul ăsta nu poate fi. De aceea, colegii strângeți roada și eu cred că nu o să fie probleme la export. Сергей, Игорь Николаевич, скажите, что делается для того, чтобы власти Приднестровья разблокировали границу с остальной частью Республики Молдова? Сергей, знаю, что это очень большая проблема. Я в понедельник пригласил к себе председателя района Дубасар, нашего, я имею в виду, с правого берега, для того, чтобы обсудить этот вопрос, потому что там очень большая проблема вот на этом участке. Кучьера, маловато нового, я знаю, что паром переполнен, у людей очень много граждан очень большие проблемы, поэтому я хочу на следующей неделе, понедельник, заняться этим вопросом. Этим вопросом занималось у нас до сих пор правительство, но понедельник я начну заниматься этим вопросом лично. Я надеюсь, что на следующей неделе я вам дам четкие сигналы, когда и как мы можем возобновить нормальное передвижение с левого берега направо. Но точно ее нужно быстрее разблокировать. Дарья Васильевна, добрый день. Когда откроются торговые центры? Дарья, по решению последнему решению правительства, они планируют открыться, начиная с 15 июня. Я считаю, как экономист, и так же, как, наверное, и вы, я считаю, что это нужно сделать быстрее. Я в начале этой недели предложил правительству, чтобы возобновить работу всех с 1 июня. Но я знаю, что на заседании соответствующей комиссии правительства доктора были категорически против. Они даже говорили, что мы выйдем публично и скажем, что мы были против. Вы понимаете, в этом случае, в этой ситуации, не дай бог, рост инфицированных скажут, что политическое решение там, премьера или президента вот, привело к этой ситуации. Поэтому все эти действия мы согласуем вместе с специалистами. Последнее решение было, что вместе с ресторанами и со всеми открывается 15 июня. Я хотел бы побыстрее. Может, получится там, раньше пересмотреть там, не 15, а 7-го. Может разбить на несколько этапов, чтобы было побыстрее. Но мы сделаем все возможное. Михаила Голбан. Когда в салонах красоты возобновят работу мастера маникюра и педикюра, а также косметологи и другие? Сейчас ведь работают только парикмахеры. Когда сможем возобновить деятельность и мы? Михаила, вот то же самое решение было принято с 15 июня. Надеюсь,
динамика будет такова в ближайшие дни, в начале следующей недели, чтобы мы смогли с правительством пересмотреть это решение, чтобы было, например, не 15-го, а раньше 7-го или 8-го. Но об этом скажем в зависимости от динамики. Андрей Софрони. Полиция афекут рази сопряска курсили ноктурни димашин. Дарья Рашаузим нопсилин чентр капитали. Полиция лукраса дуаркати вазили, чей карифа курси ледал бань, со кум си эксплика ачаста. Никати кунос полиция си окупы перманент для чес субъект. Știu că este un proiect de lege, eu am cerut colegilor din guvern să pregătească un proiect de lege de înăsprire dură a amenzilor, inclusiv cu atragere la răspundere penală pentru unele încălcări legate de circulația rutieră. Eu o să am o discuție chiar astăzi cu domnul ministru, o să-l întreb și eu, din câte cunosc, ei inspectează în continuare pe parcursul nopții. Любовь Божий. Bună ziua! Când se va permite trece frontierii de stat a cetățenilor străini care sunt într-o relație cu cetățenii moldoveni? Noi nu am reușit să oficializăm căsătoria civilă, iar acum, din prevederile actuale, nu mai avem dreptul de a fi împreună, fiindcă nu suntem căsătoriți. Doamna Любовь, am vorbit astăzi chiar la începutul acestei emisiuni, înainte de emisiune, cu doamna ministru Dobrăveanu, pentru cetățenii străini care sunt în relații de rudenie, căsătorie, sau vin cu scop de serviciu, sau cu scop de studii în Republica Moldova, aceste restricții au fost scoase. Eu cred că documentele pe care probabil le-ați depus pentru oficializarea căsătoriei, eu presupun că ați depus astfel documente, probabil este și confirmare, poate să intre cursitul dumneavoastră în Republica Moldova. Dar eu vă sugerez să-mi dați datele dumneavoastră, contactele, și eu o să încerc să mă clarific, pentru că ne dorim să fim mai multe familii împreună în Republica Moldova. Vania Negură, de ce ați procedat atât de urât cu noi, cei care am finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior? Noi suntem peste 200 de elevi din Transnistria, am finalizat programa de liceu și am susținut sesiunea de promovare fără restanță. Am ales să continuăm studiile anume Universitățile din Moldovei. Nu ne-a fost deloc ușor, dar am reușit, chiar în situația de pandemie. Suntem total dezorientați din cauza deciziei dumneavoastră, deciziei mele, nu știu dacă decizia mea, probabil vă referiți la decizia guvernului. Ne simțim umiliți și total explicați de ce nu ne-ați anulat bacalaureatul, de ce să ne punem în pericol sănătatea. Domnul Negură, haideți eu să aflu detalii la ce vă referiți, probabil la cei din Transnistria, 200 de elevi din Transnistria, și o să vedem care e soluția. Poate vorbim cu instituțiile superioare de învățământ din Moldova și scoatem necesitatea bacalaureatului, poate fi examenele de intrare, așa cum am propus și anterior, ca bacalaureatul să nu fie obligatoriu, să fie la opțiune. Doriți, susțineți pentru a merge în afara țării, vreți în universitățile noastre să fie examenele atunci când vrei să fii înmatriculat, examen de înmatriculare la Institutul Superior de Învățământ. Eu o să verific, probabil consilierul meu, cum domnul Popovici privește, eu vă rog să-mi dați detalii la subiectul acesta. Nina Salcoci, bună ziua, când permiteți a începe examenele practice pentru permis de conducere? Veni voi de permis. Încât de înțeleg, în următoarea săptămână, maxim 10 zile, această problemă va fi rezolvată. Așa îmi spun colegii de la guvern. Alexandru Petrov, stimate domnule președinte, sunt student care a terminat anul compensator la universitate. Un an întreg am studiat în cadrul programului de liceu și trebuia să susțin examenele de BAC. Aceeași problemă cu BAC-ul. Ministerul Educației a anunțat că nu poate să facă examene pentru celor cu medie anuală. Adică nu poate să le facă medie anuală ca la toți studenții anului complementar au fost egalați cu restanțieri și vor susține examenele sesiunea viitoare. Aceeași subiect, o să încercăm să găsim o soluție. Sunt de acord că să mai pierdeți încă un an, aceasta este o lovitură prea dură pentru tinerii noștri. Sergei Anatolievici, когда прекратится игра правосудия и все причастные в обворовании Молдовы будут публично сурово наказаны? Есть подозрение, что вы боитесь. Сергей, мы ничего не боимся. Напротив, я настаиваю, чтобы большинство судебных дел, которые касаются вот миллиарда и всех таких резонансов, чтобы они были открытыми. Вы знаете, что до июня прошлого года были все закрытые судебные разбирательства. Сейчас будут открытые. И в ближайшее время эти открытые процессы начнутся. И никто никого не прикрывает и не может прикрывать. Вор должен сидеть в тюрьме, он будет сидеть. Это моя позиция публичная и принципиальная. Конечно, нужно разобраться с судами, потому что проблема есть.
Видите, сколько играется в Кагуле с этим делом Шора? 4 или 5 лет. Сколько можно? Нужно принять решение и осудить, и все закончить, если там есть доказательства. Но я считаю, что есть это решение суда, чтобы кто-то не думал, что это вмешательство в то, что делают суды. Но все знают, нужно поставить точку и вперед. Поэтому это принципиальная позиция, и она у меня не менялась. Валерий Додон. Дом Пштинте, Дескидец, Ворог, Стадион, Ливрео, Спорт, Лайер, Либер. Валерию Точеч, Синий Диспорт, Никотин, Салекс, Вадискиде, Н, Орматуарли, Септемын. Шью Врео Спорт, Шнун Малайер Либер Дашин Сала Диспорт, Дече, Пентру Селли Диспорт, Инцелег Вафидин Дата Дичин Спрезе Чиюни, Хутатька, Яну Прянцелег Лоджика, Фер Душ, Швил Диспорт Осфия, Инцелли Диспорт. Шанча, Тресфим, Ори Чей Карьева Чра Дичизи Нумер, Инцелли Диспорт, Ничего Дата. Форте Стран Дичизи, ну Пиня Мя, ну Врос Кридик, Медичи, Школе Джимедь Лагувер, Дар Пентру Меня Чез Дичизи Форте Стран. Deschidem sălile de sport și ce să fac omul acela? Sau să aștepte ploaie afară, să iasă în brep din ploaie și pe urmă să îmbrace sau care-i soluție? Deci decizii care nu le înțeleg nimeni. Dar nici într-o țară nu cred că au fost astfel de decizii. De aceea trebuie să revedem lucrurile astea și să mergem așa ca să lumea să înțeleagă ce decizii luăm. Plămădeală, Cristina, vor fi reparate drumurile în acest an? Doamna Plămădeală, cele promisie în special referitor la drumuri bune pentru toți. Hotărârea de guvern a fost aprobată săptămâna trecută. Aceasta se publică, se organizează licitații și cel mai probabil sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, în fiecare sat, reparațiile trebuie să înceapă. Și sper până în octombrie-noiembrie aceste reparații se vor finaliza. Eu știu că oamenii așteaptă acest lucru. Eu practic în fiecare sat, ieri am fost în vreo 7-8 localități rurale, în sate, unde oamenii așteaptă cu nerăbdare să înceapă aceste reparații. Репарация дромов в Афи на честа. Дмитру Голбан, ласать алегерли, что говорить здесь про миллиарду, и че энтрепиндер, энтрепиндер для того, чтобы плохотню концара. Дмитру, я вам ответил на часть вопроса, и все, что меня спросили в медиа, я de acord, что sunt subiecte mai importante decât alegerile. Миллиарду, аэропорту, проблемы социальные. Și acestea sunt prioritare în agenda noastră. Ce am făcut noi pentru a-l duce pe Plahotniuc în țară? La ultima decizie a Consiliului Suprem, ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, noi subiectul ăsta detaliat l-am discutat. Ați văzut declarațiile domnului Stoianoglu, care în sfârșit a venit cu lumină referitor la beneficiarii finali acestui furt miliardului. Lucrurile se mișcă. Și se mișcă mai repede decât în ultimii 5 ani. Datorită faptului că avem persoane mai competente în domeniul procuraturii și schimbăm lucrurile și în justiție. Sperăm. Galina Mocrei Nicorici. Domnul președinte, de ce nu se vorbește nimic despre calea ferată și de corupția fără margini, care cum supraviețuim cu leafa de 2265 lei? Doamna Galina, eu nicât de înțeleg aveți un nou conducător la calea ferată, deja de jumătate de an. Înțeleg că lucrurile acolo se schimbă, au fost stopate mai multe scheme care anterior aveau loc. Știu că domnul prim-ministru a făcut câteva ședințe la acest capitol. Știm că situația la calea ferată este destul de dificilă. Cunoaștem că este un program de investiții împreună cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în modernizarea calei ferate și eu sper că lucrul acesta se întâmplă, știu, cu o parte în acest an, o parte în anii viitori, pentru a restabili situația la calea ferată. Dar ceea ce avem la această etapă, clar că în timpul pandemiei, activitatea inclusivă a căii ferate a fost afectată grav. Transportul de mărfuri, practic, dacă nu a fost sistat, dar a scăzut de câteva ori și venituri la calea ferată, ca și la alte instituții, a scăzut. Dar foarte bine că nu s-a mers pe concedierea angajaților. Chiar am discutat cu colegii din guvern. Nu putem să permitem acest lucru, să concediem oamenii de la întreprinderile de stat. Trebuie în continuare susținut și acum se va relua activitatea căi ferate pentru a avea careva încăsări și a susține angajații. Viorica Ticholaz, de ce nu faceți un proiect ca să poată și micul business să se dezvolte, dar nu să lucreze pentru creditele de la băncile cu procente mari? Faceți unul de stat. Doamna Viorica, noi am ieșit cu inițiativa, ea a fost anunțată luni, că puteți accesați credite în mărimea de 6 fonduri de salarizare
iar statul acoperă toate dobânzile până la sfârșitul anului viitor. Acest pas este un pas concret pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. De ce? Poftim. Mergeți la bancă, este hotărârea luată, acum o să modificăm puțin și legislația, și puteți accesați aceste credite. Pregătim și alte programe pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Natalia Cojan, domn Dodon, unde e grecica? Eu nu am fost la magazin ultimul timp. Este grecica la magazin? Nu. Nu-i hrișcă? Mi se pare că în luna martie v-am spus, după unele discuții cu cei din rețele de comerț, care m-au informat că producătorii de hrișcă au luat decizia să asisteze exportul din țările respective în legătură cu seceta și problemele pe care le au. De ce înțeleg că este o problemă cu unele categorii de produse, pentru că ele nu se exportă. Noi în Moldova, grecică, hrișcă nu crește. De ce sper foarte mult că vor fi reluate exporturile și va apărea toate tipurile de produse în rețelele de comerț. Coropceanu Anastasia, când se vor relua zborurile? Doamna Anastasia, la această etapă zborurile pot fi reluate doar cu țările care au scos interdicțiile pentru intrare în țările respective a cetățenilor altor țări. Noi nu avem prea multe țări care au scos aceste interdicții. De ce? Nu are niciun sens să reluăm toate zborurile dacă în partea aceea de către operatorul respectiv, de către țara respectivă, se păstrează interdicțiile. Noi suntem gata imediat ce sunt scoase interdicțiile cu o țară, să scoatem și de la noi. Practic, zilnic se organizează mai multe rute charter, au fost reluate transportul internațional de pasageri cu autobusele, cu transportul internațional. De ce? Pe cale terestră lucrul ăsta deja este posibil. Sper foarte mult că cum vor fi scoase restricțiile de către țările partenerii noștri, imediat vor fi reluate zborurile. Cuiabur Rodion, din toate promisiunile făcute înainte de alegeri prezidențiale, câte ați îndeplinit? 100% sau cât? Rodion, eu cred că în luna august sau luna septembrie voi veni cu un raport detaliat în care voi puncta ce s-a îndeplinit, ce nu s-a îndeplinit. Eu consider că acum este prematur să vorbim despre următoare campanie electorală, dar, în opinia mea, acest mandat a fost un mandat unde noi am făcut față celor provocări care au fost în fața instituției prezidențiale și față de mine. Dar cu un raport detaliat va veni în timpul apropiat. Svetlana Josan, domnul Dodon, ce-i cu bătăia asta cu transportul public în zilele de odihnă? Vă bateți joc de popor, noi nu avem dreptul la transport, vă rog să luați măsuri. Probabil vă referiți la municipii Chișinău și Bălți, în mare parte, probabil la municipii Chișinău. Eu cred că luni voi avea o discuție, o întrevedere cu domnul primar general, dar ca să cunoașteți, aceste recomandări sunt din partea medicilor pentru a nu permite răutățirea situației epidemiologice. Eu sunt de acord că trebuie să reluăm transportul public, părerea mea personală. Sunt de acord cu acest lucru și voi discuta cu colegii din primărie. Anișoara Niculiță, domnule președinte, luați măsuri că noi nu dorim vaccinare obligatorie la copiii noștri și pe motiv că nu o să primească la grădiniță, la școală. Suntem liberi, avem dreptul să alegem. Eu v-am spus poziția mea și în mai multe interviuri. Eu consider că vaccinarea nu poate fi și nu trebuie să fie obligatorie. Asta este poziția mea. Da, eu, în caz dacă va fi vaccină cu COVID-ul sau alte pandemii, eu consider că pentru familia mea noi vom face vaccină, dar nu putem să impunem pe toți. Oamenii dacă doresc să-și facă, dacă nu, nu. Eu înțeleg că sunt riscuri în acest sens, dar asta este opinia mea personală. Ion Turcu, domnule președinte, vine creditorul rusesc și dacă da, când încep negocierile? Domnul Ion, noi am inițiat, am transmis parții Rusia solicitarea de a relua negocierile în acest sens. Așteptăm răspunsul de la domnul prim-ministru al Federației Rusiei. Probabil săptămâna viitoare voi avea și unele discuții cu partenerii ruși la acest capitol. Acești bani sunt prevăzuți în bugetul Federației Rusiei și sper foarte mult ca ei totuși să vină în Republica Moldova pentru a asigura acele proiecte investiționale care noi le-am inclus și în bugetul pentru anul 2020. Ana Catana, de ce tinerii specialiști care lucrează la stat au salarii de 3.000 de lei? Ce fel de avantaje au tinerii care lucrează la stat? Doamna Catana, depinde de ce domeniu. Sunt domenii unde au și mai mult.
Dar eu sunt de acord că, și v-am adus exemplu pe domeniul medicinei, dar eu cred că lucrul ăsta se referă și la alte domenii, trebuie să revedem tot ce țin de motivarea în domeniul instituțiilor de stat. Altfel rămânem fără oameni. Și trebuie să avem un program foarte clar. Pentru că altfel, aveți perfectă dreptate, nu numai că nu vor veni tineri, dar vor pleca și cei care acum activează. Noi încercăm să motivăm, dumneavoastră știți, prin prima casă, prin ipotecă, cei care noi o parte acoperim de la stat, prin suport financiar pentru cei care merg pe anumite specialități, educație, învățători, medici care merg în localitățile rurale, în raioane, încercăm să motivăm prin astfel de programe. Dar sunt de acord că trebuie să revedem și tot ceea ce sunt de salarizare. Spoială Diana, bună, spuneți-mi, vă rog, mama se află în Moscova, are cetățenie rusă, vrea să întoarcă Moldova, dar buletinul moldovenesc este expirat de 4 ani. Spuneți-mi, vă rog, cum se poate întoarce în țară? Este frică să nu ai probleme la vamă. Doamna Spoială, ceea ce v-am spus, că cei care au rude în Republica Moldova, fiind cetățenii altor state, pot să se întoarcă acasă și este o astfel de decizie a Comisiei Sănătate Publică, recent aprobat. Deci, în acest caz, chiar dacă este buletinul expirat, are rude în Republica Moldova și mamă și fiică, nu are nicio problemă pentru a reveni acasă și nu va fi penalizat. Lena Grant, ce spuneți de ziua copiilor? 1 iunie se va face ceva? E zi liberă? Doamna Lena, doamna sau domnișoara Lena, evident că dacă nu era pandemie, eu aveam să organizez așa cum am organizat ultimii 3 ani, un eveniment mare, frumos în centrul Chișinăului, cu regret nu putem să organizăm acest eveniment în condiții de pandemie. Din câte înțeleg, cel mai probabil va fi zi de lucru. Am văzut decizia guvernului în acest sens. Dar evenimente majore, adică cu sute mii de copii, cu regret în acest an nu putem să le organizăm. Igor Тряхин, об экономике. Можно побольше? Хорошо бы дать национальному производителю равные условия с импортерами из стран-соседей. Там же таможенные пошлины на сырье, законы и этикетирование. Господин Тряхин, я с вами полностью согласен. Я считаю, что в условиях, тем более в нынешних условиях, мы должны поддержать местного производителя, который в тяжелейших условиях сохраняет рабочие места, платит налоги. И это нужно сделать через национальные программы. Знаете, я провел встречи со всеми ассоциациями бизнеса. Я уже направил все эти предложения правительству. Мы должны в этих условиях делать акцент на местного производителя. Путем разных программ со стороны государства. Вот то, что мы делаем по кредитам, покрываем проценты по кредитам до конца следующего года. Реэшелонирование кредитов. Но кроме этого, я считаю, то, что мы можем производить в стране, таможенные пошлины на эти товары должны быть выше, чтобы мы не покупали импортные. Мы должны делать все возможное, я запустил эту кампанию, покупай молдавское. А если этого сырья нет в Молдове, то тогда зачем ставить на это сырье дополнительную таможенную пошлину? Пусть будет по нулевой таможенной пошлине, для того, чтобы здесь был процесс производства, а не где-то за рубежом. Полностью с этим согласен, и мы работаем с правительством в этом направлении. Диана Сербов. Până când oamenii reîntorși în țară vor fi nevoiți să stea în carantină? Spuneți, vă rog, dacă cunoaște cineva la noi, soțul nu poate să se întoarcă să vadă copilul. După cum am menționat, pentru perioada următoarelor săptămâni se păstrează tot ceea ce țin de carantină pentru 14 zile, cu excepția celor care pleacă în afara țării, scop de serviciu, am spus, delegații și așa mai departe. Sper foarte mult că aceste restricții vor fi revăzute după data de 15 iunie. În ceea ce ține că soțul nu poate să se întoarcă să vadă copilul, păi lasă să întoarcă, eu cred că o să găsiți o modalitate pentru cât mai repede să întoarcă, cât mai repede să treacă perioada asta de carantină. Deci, în opinia mea, vor fi revăzute aceste restricții, sper să fie revăzute pe data de 15 iunie, dar doriți să vă întoarceți, cred că puteți să vă întoarceți, restricții nu sunt. Anișoara, Vârzău, Dârău. Bună ziua, când se vor relua evenimentele în masă? Nu înțeleg și restul, sau rămâne tot la 50 de persoane. Anișoara, doamna sau domnișoara Anișoara, cel mai probabil restricțiile cu 50 de persoane vor rămâne persoane o perioadă destul de îndelungată. Eu am văzut cum unele țări, Austria, au majorat la 50 până la 100 de persoane.
теоретик, поате дека во мавјало ситуација позитива во Република Молдова, дека ну во фи крештери де казу, поате во мажора од лачин здесь лау сута де персони. Дар тоту депинде де кари во фи ситуација пандемика. Татьяна Александровна, Игорь Николаевич, вопрос, как быть с монополизацией туристического рынка? У нас создается эта проблема, и она серьезна. Ведь если исчезнут многие агентства, цены будут неконкурентными. Можно ли возобновить работу агентства по туризму Республики Молдова? Еще лучше создать Министерство по туризму. Татьяна Александровна, Александрова, вы мне писали этот вопрос и несколько дней назад. Я поручил нашим коллегам из антимонопольного агентства, чтобы посмотрели, о какой монополизации идет речь. То, что касается государственного органа по туризму, я с вами согласен. Это направление очень перспективное в Республике Молдова, и ей нужно более серьезно заниматься. Анастасия Бытко, Христос Анналцат, Оливара Санналцат, Анастасия, Кумрабыни Кубани, Акитац Лаколеджу Шикамин. Форте бон энтребаре. Он камин купи на устат, евден кати келтуель на уфост. Биос ворбес колледжи дела Министерство Эдукации, что видим, чьи дечи здесь спати для одной части. Спати, или все ворлуан калку, пентру хматуаре перевод. Дар ворбик у колледжи. Вадим Паладе, Зеленский Сауюханец, у кари ос вентельниц. Кондиции пандемии, ну что кари ситуация, ничь на Румыния, ничь на Украина. Ос видим, ком вафи гестионаре ситуации к пандемии, ну сентем дискиш, пентру релации ку вечине ноштри. Шнудор ку ей. Лилиан Чересел. Акум тот есть облигаторий со прокурем полиция для сигурари, шо диче. Ю консидер ка, дак сон тем омен де бун симц, арфи бине со прокурем полиция для сигурари. Фэр облигационе. Фэр облигационе. Хадит со ценим систем сектор медикал. Даче, ю вандем со фачма чес лукру. Ну, диче ка не облига чинева. Ю консидер ка, но и требуй со прокурем полиция для сигурари медикал. Чевафику Кишинел Арена, Михаил Сава. Лукрерли практик сум финализате, но и требуя с дескидим официал антей май, евидентен кондицили пандемии, но тут се дескидим. Удата ку релуаре активитеци селилор спортиви, кредка требуя де дескид ши ачеста арена Кишинел. И кред колледжи для гуверно сверивчи, ла че етапы сунт приготирли, ши требуя се ее дечизия ла фелка ши пентру туате селили де спорт ден Република Молдова. Ана Фрасин. Дече, ну лимитац, номеру депутатскому, адика, ну и ворбит ла субъекту аста, дамна Ана, ка требуй де редус минимум ку 30%, пентру часа требуй де модификат Конституция, пына ла лежер президенциале ну реушима, ромас чинчи лунь, дар тупа лежер президенциале ва промит ки увешик, ку ачаста инициатива пентру референдум, сал пентру о модификаре директа вотатам парламент. Андрей, чиндре вини футболу Молдова. Андрей, ну, кредка плекат футбол для Молдова, кури грет евидентка, ну, сум компетиции или чили карьерал. Ведем, кум вафи ситуация антим попропиат. Дупе дата ли 15 июни вафи скуасум ли интердикции пентру селеди спорт, ши сперши пентру унли манифестер спортиви. Мы департе ведем, вафи релуати кампионат ли сау ну, осы дичиним им привну к гуверну. Кристина Бытка, дака Италия скуати рестрикция 5 июни, осы путем вини акасы фера система карантина. Кристина, чел мой пробабил, дупе 3 июня карантина Република Молдова де 14 зиле в Арамыне. Пентру че периода вом дечиде саптамына виитуаре. Дака дупе дата, пентру ка фос шмай сус ачас антребаре, вом дечиде саптамына виитуаре, дака дупе дата де 15 июня, одатку скуатере алту рестрикции, вон скуатере шини че стати карантини. Дар дечизия вафи амедичилор саптамына виитуаре. Сергей Кореной, есть ли в ближайшее время шансы получить, шансы граждан Молдовы получить право трудиться в Евросоюзе? Такой вопрос в ЕС обсуждается. Сергей, насколько я знаю, некоторые граждане Молдовы уже выезжали последние недели на работу обратно в Европейском Союзе. Я так понимаю, что это решение будет принимать каждая страна в отдельности. Не будет общее решение Брюсселя для всех стран. Каждая страна Европейского Союза, исходя из ситуации с пандемией в конкретной стране, будет принимать решение. Я не думаю, что будет тот режим, который был до пандемии, что откроет всем и везде. Это будет уже, я уже не раз говорил, это будет совсем другая ситуация, совсем другая Европа, совсем другой мир. Эти ограничения некоторые будут дальше
Я уверен, что еще очень много времени они будут в силе. И, скорее всего, каждая страна, вот Австрия, я сегодня ответил на этот вопрос, Австрия, к примеру, начала потихонечку снимать ограничения. Сначала для стран, где у них общая граница, потом для других стран. Поэтому такие ограничения будут принимать, такие решения будут принимать каждая страна в отдельности. Но мы должны четко понимать, что того, что было до марта, скорее всего, в ближайшее время не будет. Поэтому мы должны меняться все с вами. Мы должны ориентироваться на новый стиль жизни. И это будет еще очень-очень долго. К сожалению, нужно правду говорить. Кстати, я рад, очень рад, что в последнее время я вижу все больше и больше желающих из больших городов, из Кишинева, выезжать в села. Я думаю, что это будет хорошая тенденция в ближайшее время. Я думаю, что люди будут покупать себе заброшенные дома, которые есть по селу. И потихонечку будут возвращаться в сельскую местность. И это хорошо. Я не думаю, что это плохо. Я думаю, что многие из тех, которые приехали сейчас, временно в условиях пандемии, найдут возможность, и мы им поможем, страны государства, чтобы они остались здесь, в Молдове. Начнут здесь жить, работать, опять возобновят работу некоторые заводы. Я честно верю в это. Я думаю, что это пандемия и шанс где-то для Республики Молдова остановить вот то, что у нас был вот такой тренд, люди уезжали, экономика разрушалась, мы оставались в течение 10 лет, вы же знаете цифры, стали бы страной пенсионеров. Вот эта пандемия может дать нам шанс, если мы правильно построим государственную политику, ситуацию поменять и дать шанс для Республики Молдова. Дима Житарюк, Кулёк Унди, а тут, да. Антискутат мудрец по субъекту, основно креткий казус релом, куда-то дискутили. А часто есть афосту писта рукаты греши диплохотню, каснедук пялт тема, ну, тема миллиарда. Шимул цулат, шо хавей, то ши дискут, и дискут. Навет че фач. Аша, майсын требер? Ну, сунт. Сосындар. Так, мне вижу сепарат норма чечен да звой. Не все рын. Повтем? Города узеч. Окей, стимас приятель, а честь авхост маря мажоритате. Очень вас крик, сын мой молди, три судя штир. Да? Парк нас пусть не миг, не слышишь чего. А слыша мой думал, фыры жаргоне. Я прям стимас приятель своего уреса на тате. Aveți grijă de cei apropiați, aveți grijă de copii, suntem la sfârșitul lunii mai, săptămâna viitoare începe vara, în sfârșit. Noi ne bucuram foarte tare anterior când vine vara, vacanță. Copiii strigau, ura! Dar cum au trecut din primăvară în vară, nici nu au simțit nimic. Apropo, astăzi este ultimul sunet în mai multe școli, licee se face online. Uitați-vă cum s-a schimbat viața noastră în ultimele două luni. Cine putea să-și imagineze în luna martie că noi o să ajungem la ultimul sunet online? Se include elevii de casă și șede cu profesoarea cu clopoțelul și face ultimul sunet. Nu e de râs. E cu totul alt stil de viață. Dragi elevi, eu în fiecare an la ultimul sunet mergeam sau la Sadva, sau la Căpreana, sau în Chișinău, în localități. Eu vreau să vă felicit cu finalizarea anului școlar. A fost un an dificil. A fost un an care va intra în memoria fiecărui elev. Sunt sigur. Dar eu cred că a fost un an de studii care ne-a făcut pe toți mai puternici. Am avansat cu toții, și voi, și noi, în tehnologiile informaționale. În domeniul învățământului online, în aceste două luni, în Republica Moldova, și nu doar, dar în special în Republica Moldova, s-a făcut mai mult decât în ultimii 20 de ani. Și eu cred că până la urmă a fost un an care ne-a făcut pe toți mai puternici, mai pregătiți. Eu vă urez o vacanță plăcută elevilor care, și așa ați fost în vacanță ultimele săptămâni, dar de fapt a mea e fiecare dimineață la 8, ca și marea majoritate dintre dumneavoastră, la 9, erați la fața telefonului sau la computer și faceți lecții online. Dar deja intrați în vacanță. Sănătate tuturor, weekend plăcut și încă o dată aveți grijă de cei apropiați.
Челебунь.